Salut, Sapi. Salut, Ana. Te-ai bucurat? Lungă colegilor și înainte de emisiune. Da, da, da. Salut, Ana. Mi-am dat seama că v-ați emoționat mâncavă. Da, da, Alex. Salut, Ana. Vă salut. Ușor, ușor, ușor. E normal, e firesc. Asta face parte din scenariu. Sigur, da, da, da. Da. Bine ați venit. Te buci pe tine. Da, da, toată splendoarea vineri, știi? Mi-a crescut mie talpa în real. Da. Dragilor, de când vă cunoașteți? Că eu am zis așa de o viață, dar... Poate vă știți de mai mult. Mi-aș fi dorit să ne cunoaștem mai bine. Am rămas în zona prieteniei. Suntem de 19 ani împreună. Știți că e un proverb românesc, zice: prietenul la nevastă se cunoaște. Ăsta la nevoie se cunoaște. Așa. De 19 ani ne știm, da. Prima noastră colaborare se întâmpla cu 19 ani. Carmen era o... La cu Cornel și cu Romica de lumea de sestri. Bine, n-aveam nici noi minte, nici ea, mă rog. Da. Am făcut. În 19 ani ați acumulat câteva informații. Da, hai să trecem la secrete, nu? Da. Secret, vai, ce ne plac secrete. Hai, Carmen, vin aici. Întrebare pentru... Trebuie să păstrăm distanța. Cât timp a vrut să fiu aproape de tine și uite, nu s-a putut. Da, ne despart oamenii ăștia. Destinul este implacabil. Da. Întrebare pentru Cornel despre Carmen. Este adevărat că prietena ta, Carmen, a filmat în avionul lui Trump și în trenul său prezidențial? Mai zi o dată ce a făcut? Dacă a filmat un clip. Un clip? În avionul lui Trump sau în trenul său prezidențial? Și în trenul. Și în trenul. O, la cât tupeu are, eu cred în stare. Deci e posibil. Cred că da. Nu. Ia să vedem verdict. Eu nu am tupeu, am șanse de la viață. Fals. Am filmat în avionul prezidențial și în trenul regal. În trenul regal am filmat melodia Dă-mi, Doamne, o forță mare și în avionul prezidențial am filmat melodia Prețul succesului. A cui prezidențial? Cine era prezidentul? Domnul Ion Iliescu. Am înțeles. Deci ești cu PSD-ul. PSN-ul. Mie mi-a fost drag omul ăsta. E născut pe 3 martie la o zi după mine, cu mult înaintea mea. Și se pare că e la o zi, e cu mult înaintea. Ia să vedem. Întrebare pentru Carmen despre Cornel. Este adevărat că înainte să devină actor, Cornel a fost ospătar? Adevărat sau fals? El servește foarte bine publicul, deci nu m-aș mira să fie da. Da? Ia. Deci adevărat, da? Zic da. Nu ia. Știu. Da, adevărat. Este... Bineînțeles, este adevărat. Despre... Wow, povestiți-ne, domnul Palade. A despre viața mea de chelner. Moment fabulos în viață, extraordinar. Mi-aduc aminte, m-am dus cu un prieten al tata la Piatra Neamț, la un restaurant. Și când m-am dus, auzi, dai seama, eu un țăran de la țară, când am intrat în restaurant și am văzut chelnerea cu papioane, înțelegi? Și aveau aici astea reverul lucios și cu vipușcă la pantalon și cu... Zic, ce să știa, sunt artiști, nu servesc la masă. Bă, zic, ce valoare ai, mă uitam, mă, la, bă, te servesc artiști la masă pe tine. Ce, nu, nu, sunt chelneri. Extra, așa vreau să mă fac. Și așa m-am făcut. Cât a durat povestea asta? Am lucrat mulți ani, chelner, dar știi ce făceam pe vremea lui Nanicu? Era un festival tare la modă, se numea Festivalul Cântare României. Și eu de mic, mie de mic mi-a plăcut ca să spun poezii și să cânt și să zic tot neamul de chestii și în paralel făceam și munca asta, în mișcare artistică de amatori, înțelegi? Iar când nu era de lucru, mai făceam brigăzi artistice, spre exemplu, așa am cunoscut-o pe nevastă mea. Pe nevastă mea care lucra la Imecea Hlău, la Piatra Neamț și făcea parte din brigada pe care o instruiam eu. Sigur că aveam niște prieteni care nu mă pricep pe eu neapărat. Ai instruit-o până ai luat acasă. Una, vezi că tot timpul duci lucrurile în partea aialaltă. Păi hai să-ți explic cum am instruit-o. Stai că n-a fost așa. Și nu venea la repetiție, domnule. Și eu trebuia să predau lucrarea la cheie, să-mi iau banii, că aveam nevoie de bani. Iar domnișoara nu venea la repetiție. Și am zis, domne, când o prind, mă înfing în ea de merg fulgi. Acum, zis, gata, știu, ia vino... te-a luat ea pe tine acasă. Ia vino tu încoace la mine. Am dus-o la un băruleț, am băut o cafeluță cu tare și zic că o iau tare. Când m-am uitat la ochii albaștri care avea în cap, înțeleg. Și la trupul ăla și la frumusețea. Mamă, ce declarație de dragă, ce frumos. Și au început să-mi tremure picioarele, înțelegi, mamă. Și de atunci, de 32 de ani, stau de vorbă cu ea. Și tot încerc să lămuresc. Hai, Alex, următoarea întrebare. Întrebare pentru Cornel despre Carmen. Este adevărat că prietena ta, Carmen, adoră să nuate?
Să nu cui? Să noate. A, să noate. Să ce? Să noate. Nu, nu știe să noate. Ca, ca toporul la fund, vă spun. Da. Hai să vedem. Nu știu, n-am văzut-o niciodată, aș fi fost curios. Fals. Bravo. A, fals? Răspuns corect. Adică, ai zis bine. E bine. Adică nu știu să not, Carmen. Nu, sunt pe ștaică de zodie, dar nu știu să not, dar stau în apă acolo, veghez marea de... Deci de bălăcii te bălăcești. Sunt ca și aia salvămare, știi? Dacă semnea că cineva te arunci tu în apă. Ești pe care să te neci, îl stric pe frumosul ăla de sus și vine pe tine, da. Atât. Deci eu dacă mă nec, tu nu sar să mă... Niciodată nu-i prea târziu, Carmen, ajutoare. Să te apuci de cursuri. Serios. Cum? Nu-i prea târziu. Nu mă ține apa. Uite ce bărbați vine. Ai fost vreodată, băiețe? N-ai fost. Hai să vedem. Întrebare pentru Carmen despre Cornel. Este adevărat că atunci când era copil, Cornel a găsit o comoară? Nu știu, că probabil că dacă o avea, îmi povestea despre ea. Deci o am și nu mai pune întrebări. Comoara este el în sine. Ce comoară mai putea să găsească? Acum da sau nu? Dacă nu știi, eu zic că nu a găsit. N-a găsit, deci fals. Pentru fals. Că el este o comoară. Fals. Răspuns corect. Dar e o poveste legată. Este o poveste. Îl descoperisem pe Mark Twain. Și citisem aventurile Tom Sawyer și v-am citit Huckleberry Finn, înțelegi? Și toată povestea cu Joe Indianu, cu aia, cu homoara, cu aia, l-am marcat de chestia asta. Și îți dai seama că mintea mea umbla brambura pe vremea aia. Îmi imagineam toate dăcările. Comori, da. Nu, stai puțin. Și într-o noapte de înviere, popa la noi în sat avea două parohii. La una făcea învierea de seara, de pe la 8, iar la una făcea de la miezul nopții. La mine în parohie, făcea la miezul nopții. Ne culca tata, mama, până pe la 11, ne trezea ca să ne ducem la înviere. Și noi făceam... tot neamul de făcliși, fachii de-astea, puneam motorină, dădeam foc, învârteam cu flăcări, cu nebun. La un moment dat, vedem eu cu un coleg de-al meu vecin de acolo, undeva pe un deal care dau niște flăcări. Și el am zis, ce, fii atent, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, comoara este acolo, e cu ta, unde mă nebun? Ce, fii, am văzut flăcări de acolo care a... Hai să mergem să ne... Acum. Ăla ce zice, bă, mie mi-e frică. Hai să ne ținem de mână. Ne-am dus într-o margine de pădure, unde era întuneric beznă. Era departe de sat, departe de șosea. Dar înainte am trecut pe acasă, ne-am luat în acop, am luat hârlețul, am luat lopata și ne-am apucat de săpat. Și funie să cubă. Și ce era curios, că pe timp ce săpam și băgam, mai ne afundam, cum ciocăneam cu târnacopul, se auzea bam, bam. Și pe dedesubt trebuie să fie un spațiu gol, ceva. Neapărat, comoara este aici. Și mamă, cum am nimerit-o. N-am terminat să săpa groapa în noaptea aia, am mai săpat o săptămână la ea. Fugeam noaptea de acasă, mă duceam la el la poartă și făceam ca păsările, ca privighetorile, ca astea. Și ăla scotea capul și acum vin, pac. Deci a luat la tânacop, lua hârlețul, zang, plecam de acasă. Am săpat groapa vreo săptămână, am ajuns, cred că, pe la vreo 2 metri, 3 metri. Cu când ne afundam în pământ, cu atât mai mult se auzea. Duf, duf, ecou, mamă, mai avem puțin și ajungem. Era ecou groape, pentru groapa suna ca un clopot. Era argilă, lut de ăsta galben, suna ca un clopot. În sfârșit, n-am apucat să terminăm groapa, că... Într-o zi vine tatăl lui băiatul ăsta la tata. Zice, bă, mitică, ce faci? Ce să vă uite pe acasă? Păi, bai, să luăm o căruță. Păi, ce să faci în curte? Ca să luăm comoara băieților. Ce comoară, mă? Păi, nu știi că s-au apucat să apuc comoară, mă rugeam acolo și cred că au găsit-o. Ce comoară, băieți, nebun la cap? Cred că el a făcut o prostie asta. Ce, nu, a căzut vaca lui Costache, lui Tinca și a murit vaca acolo. Hai să-i scoatem vaca, să-i dăm lui pe vacă. Ce umor mi-am luat cu comoara mea, de mi-a ieșit și comoara și pe nas și pe gură și toate flăcările de pe toate dealurile. Frumos a fost. Foarte frumos. Copilărie. Să scrieți povestea asta odată, că deci era vorba de o vacă. Da, hai. Eu sunt blândă, era vorba de mine, nu de o vacă. Eu sunt blândă, n-am înțeles. Este adevărat că amica ta, Carmen, și-a făcut scenă în sufragerie? Deci, poate să ghicesc, că nu m-a invitat niciodată la sufragerie. M-a invitat, dar nu m-am dus, acum să fiu sincer. Da, m-a refuzat, m-am simțit tare prost, dar asta e, am înghițit-o. Dar... E adevărat. Da, cred că și-a făcut. Ia să vedem. Fals. Dar ce înseamnă fals? Că nu ți-ai făcut scenă, că nu ai scenă. Ba da, m-am făcut. Zice așa. Dar nu era o scenă, era un fel de treaptă unde aveam eu
Păi vezi că și-a făcut. Deci cumva și-a făcut așa. Păi, și-a făcut. Nu. Nu era o scenă. Era o chestie așa mai sus, ca o treaptă. Ca un podium. Pentru că aveam o sufragerie foarte, foarte mare. Și am zis ca un podium. Câți metri pătrați avea? Sufrageria mea 70. 70 de metri. Mamă, dar ce case mare. Câte o curte. Apartament, nu. Amărât, da. Amărât, așa, mic. Hai și, să... Da, aveam montat, tot timpul montez echipamentul de sunet în casă și mai fac repetiții. Adică când pentru vecini moca. Am înțeles. Hai să vedem și ultima întrebare. Și lor le place, să știi. Întrebare pentru Carmen despre Cornel. Ia. Este adevărat că amicul Cornel își sărbătorește ziua de naștere cu mare fast? E acum să te văd, că ultima dată n-ai fost la ziua mea de naștere. Ba da, am nimerit din întâmplare, nu mai știi, în Herăstrău. Erai cu țociu, cu nevestele, erați și câțiva oameni la masă. Ziua mea de naștere? Da, cu era lui țociu. În ce lună era? Păi nu mai știu, era așa, între frig și cald, nu mai știu. Când ne-am găsit acolo la terasă întâmplător. Aia, bine, ziua lui, clima, acum nu mai știe, cald, frig. Dar eu cred că el nu își ține zile cu fast, cum nici eu, nici mie nu-mi plac zilele cu fast. Mi-e plac zilele cu fast food, să mănânc. Fals. Cu siguranță el își ține zilele cu apropiații de suflet, nu? Nu, nu-mi ține ziua, are dreptate, Carmen, pentru că ziua mea cade în postul Crăciunului. Eu sunt născut pe 19 decembrie. Sunt într-o celebră zodie de săgetător. Să trească mămițica și matale? Nu, eu stăm mai, dar ziceam așa. Dar ce coincidență, și-o pe 13 mai. Da, și ce coincidență. Dar ce coincidență pe 19 mai. Da, hai să spunem domnului Palade cu părere de rău că ați pierdut. N-am pierdut, nu există. Am câștigat o experiență extraordinară. Și pedeapsa e explicită, te rog, Alex. Da, sigur, trebuie să facem. George, te rog frumos, aduce acele mâini de ajutor. Pierzătorul trebuie să facă un sandwich cu aceste ingrediente extraordinare. E simplu, să știți. Folosindu-se de aceste două mâini de plastic. A, nu pot să bag mâinile în ele? Ba da, dacă poți, cum bagă, de ce nu? Așa. Ia să vedem. Hai că eu sunt... Aplauze! Bravo! Extraordinar! Deci ia să facem un sandwich, da? Numai puțin. Iertați-mă că bag degetele. Carmen, dă și tu o mână de ajutor, te rugăm. Păi nu, că n-a... Carmenelu, așa. O mână cu o mână. Numai puțin. Nu așa, Carmen, nu. Ia. Nu, domnule, domnul Palade a pierdut, domnul Palade trebuie să facă pedeapsa. Ia. Bă, da, descurcăreți. Perfect. Totuiește că o să se supere pe noi după asta. Și acum... Să zică jambon, cum se simte. De ce jambon? Să punem și parizer, niște mortadela, păi, da, că îi fac lui Carmen să mănânce. Mie nu, că eu țin post astăzi. Ei, da, e la pachet, ți-l dau la pachet. Mulțumesc, da, îl dau la cineva. Mai puțin, să-mi plăzut. Ceva verde, ceva roșu. Nu mai puțin. Castraveți. Aici e problema. De fapt, cât de bine se descurcă. Da. Aici e problema. Îmi plouă în gură. Vreau să mănânc un sandwich. Să știți că mai avem un minut, domnul Palade, ca să știți. Da, un minut nu-i nimic. I-am pus capacul, gata. Ia, pune și una de-asta de roșu și gata. Hai, așa. Așa. Perfect. Perfect. Lasă, Paula, că-ți dăm și ție o chiflă, nu mai plânge. Perfect, perfect. Punem capacul. Sandwich-ul este perfect. Aplauze pentru gata. Numai puțin ca să-l apuc. E perfect. Cine dorește sandwich-ul de la noi din platou? Cine dorește să poftească să-și-l ia. Dragilor, aveți din partea noastră niște atenții. Cine ține chiftea asta? Sandwich-ul ca să iau cadou. Stai să-și facă și Alex un sandwich.